Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, sub egida Consiliului Județean Sălaj, în colaborare cu filiala Sălaj a Fundației Corneliu Coposu, organizează expoziția Localitatea Bobota, 800 de ani de la prima testare documentară, care cuprinde secvențe din bogata istoria satului, instituții publice, biserică, școală, personalități, precum și din cadrul campaniilor de documentare efectuate în vederea întocmirii monografiei localității Bobota, care se află sub tipar. De asemenea, va fi reconstituit un interior țărănesc de început de secol 20, specific zonei. Vernisajul expoziției va avea loc joi 6 iunie 2013, începând cu orele 16, la Galeriile de Artă Ioan Sima din Zalău. La eveniment sunt așteptați să participe toți cei care doresc să cunoască bogata istoria satului, în special cei care sunt originari sau origini în Bobota.